La 3 luni de la comiterea faptei, principalul suspect în cazul unei bătrâne violate a fost prins. Nenorocirea s-a petrecut pe 12 octombrie anul trecut în localitatea Lipănești. Atunci, în 2 nopții, un individ a intrat în casa unei bătrâne de 90 de ani și a violat-o. A zis că a târât-o, a mutat-o dintr-un pat într-altul, a culcat-o în pat. Oamenii legii au intrat atunci în alertă. Criminaliștii au fost și ei în casa bătrânei și au adunat probe, care au condus la prinderea autorului. Cum ADN-ul nu minte, tânărul în vârstă de 23 de ani a recunoscut. De ce ai intrat peste femeie? Îți pare rău de ce ai făcut? Da. Dar de ce te-ai dus? Oamenii din zonă sunt șocați. Nu le vine să creadă că tânărul a fost în stare de așa ceva. Doamne ferește, nu știu, doamne, nu știu nimic. Îl vedeți în stare? Nu. Nu, deci, într-adevăr, nu are servicii, lucrează la, cu ziua la niște băieți, a vede de animale, dar nu. Frate mi-e paralizat în pat, maică-sa lucrează la fermă. El pleca dimineața la pădure, rămânea și la stână la Voromeu. La Sandu, mai rămânea și pe acolo, mai venea și pe acasă, textul e bolnav, e paralizat, a fost în cărucior, mai s-a lucrat la o fermă pe aici, pe la noi. Ce credeți că a avut în casă? Nu știu, am auzit că a fost violată femeia după că mine, dar nu m-am gândit la așa ceva pentru el. Nu am știut că el a fost. Are prietenă? Da, are prietenă. Eu l-am văzut un băiat foarte liniștit și la locul lui. Acum chiar nu știu, nu mi-am imaginat. Dimineața chiar am avut un șoc când am văzut aici. Poliția? Da, poliția și prietenă. Mi se pare suspect. Chiar de-aia m-am ieșit să văd ce s-ar fi întâmplat. Mi-a acuzat că ar fi violat o bătrână de 90 de ani. N-am auzit. Nu cred. Ce a fost elevul nostru la școală, îl cunosc la școală. Deci era un copil cu minte, că nu îl ducea la carte, dar nu avea probleme. Deci nu făcea probleme în școală, chiar am rămas mut acum de ce auzim. Nu îl vedeați? Nu, că... nu. Și părinții care săracii, taică suie cum e și mama sa lucrează la ferma de pui și amărâta și o ajută el, cară lemne, că se duce la niște băieți care... Muncitor, care se duc la pădure și vine cu lemne. Tânărul a fost reținut și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu.